Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Spitalul din Onești va avea angiograf. Sală plină ochi la spectacolul ansamblului Avangard de la Cinema Capitol. Florile la mare căutare de 8 martie. Spitalul din Onești va avea angiograf pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională. Aparatul este unic la nivelul județului Bacău. La inițiativa președintelui Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, consilierii județeni au aprobat cofinanțarea în valoare de 3.688.000 lei pentru achiziționarea unui aparat angiograf vital pentru buna funcționare a Spitalului Municipal Onești. Această sumă se adaugă la cei 1.500.000 de lei aprobați în luna decembrie la inițiativa doamnelor senator Cristina Breahnă Pravăț, dr. Bianca Purcărin și a doamnei deputat Anca Cătăuță, parlamentari ai Partidului Social Democrat, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru achiziționarea acestui aparat. Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh dr. Luca, va fi dotat cu angiograf biplan pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională, unic în județul Bacău. Astfel, pacienții din Onești, dar și din zonele limitrofe, vor putea beneficia în curând și de alte servicii medicale de înaltă calitate. Mulțumesc tuturor celor implicați în luarea acestei decizii și conducerii Partidului Social Democrat Bacău, europarlamentar Dragoș Benea, pentru atenția acordată comunității noastre, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Sală plină ochi la spectacolul ansamblului Avangard de la Cinema Capitol din Onești. Oneștenii au fost prezenți în număr mare la evenimentul organizat de Primăria Municipiului Onești, Direcția Cultură și Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești în cadrul stagiunii muzicale. În deschiderea spectacolului a fost prezentat și calendarul activităților lunii martie. Mai multe detalii în minutele următoare. Primăria Municipiului Onești, Direcția Cultură, Biblioteca Municipală Radu Roseti în cadrul stagiunii muzicale a bibliotecii. Și cu permisiunea dumneavoastră spun un la mulți ani doamnelor că se apropie ziua de 8 martie și să considerăm acest eveniment un mărțișor oferit dumnealor. Un mărțișor oferit cu drag de, cum spuneam, organizatorii acestei stagiuni, Primăria Municipiului Onești, Biblioteca Municipală, Direcția Cultură, prin implicarea domnului primar Laurențiu Neghină. E bine, astăzi, ansamblul Avangard, o formație camerală a Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, formație ce a susținut numeroase concerte în zeci de orașe din România, din Italia sau din Grecia, și care a colaborat în mai multe rânduri cu pianistul italian Emilio Aversano, vine astăzi aici, la Onești. Ansamblul prezintă un repertoriu divers, cu o aliură inovatoare, oferită de aranjamente unice. Opusurile de referință abordate însumează atât lucrări de Astor Piazzolla, cât și aranjamentele unor coloane sonore ale unora dintre cele mai îndrăgite capodopere cinematografice din perioada postbelică. Este vorba despre Once Upon a Time in America, Moulin Rouge, Novo Cinema Paradiso, Lista lui Schindler, Romeo și Julieta, Războiul Stelelor, La Vita e Bella sau Nașul. E bine, avem un eveniment la început de luna martie. Asta nu înseamnă că încheiem luna martie sau seria evenimentelor organizate în această lună. Iată, pe 14 martie, cei mai mici sunt invitați de Teatrul Tomis din Constanța la piesa Făt frumos din lacrimă, ce se va desfășura tot aici la cinema. Și tot aici, pe 14 martie, o să avem un live show magic cu magicianul Vlad Grigorescu. După care, Madame Butterfly, o proiecție la filiala Cosenzeana, iar cinematograful Capitol va fi din nou gazda unei piese de teatru,
operele complete ale lui William Shakespeare, varianta prea scurtată, cu Adrian Păturaru, Ionuț Ciocea, Cristi Martin, regia lui Daniel Bucur, pe 20 martie. Biletele se vor pune în vânzare pe 8 martie aici la cinematograful Capitol. Iar pe 28 martie încheiem seria evenimentelor din luna aceasta cu un recital cameral susținut de duo Melos, tot aici la cinema. Florile au fost la mare căutare de 8 martie în piața oneșteană. Aglomerație mare încă de la primele ore ale dimineții în piața municipiului Onești. Zambilele se situează în topul preferințelor, atât ca preț, cât și ca aspect. De la ce preț pornesc florile și până la cât pot ajunge, aflăm din materialul următor. Cum a mers vânzarea de 8 martie? Nu prea bine anul ăsta. Dar de ce? Prețurile mari? Da. Cât e o zambilă? 10 lei. Un ranunculus? 10 lei. Siclamenul? 15 lei. Lalelele? 8 lei. Și totuși, prețurile nu sunt foarte mari. Sunt. Sunt, da? Sunt. Nu-s prea mari prețurile, dar... În anii trecuți mergeau mai bine? Da. Da? Acum 2 ani, anul trecut, da. Da. Se simte, să zicem, sărăcie? Se simte foarte mult. Da, foarte mult se simte. Lumea nu mai are bani. Toate au scumpit, lumea nu mai are bani. Cum sunt florile anul ăsta? Sunt scumpe sau? Potrivit. 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 Vă că ați cumpărat deja. Da. În anii trecuți erau mai ieftine? Sunt toate prieteni. Tot cam așa erau. Tot cam așa. Cam. Pentru cine ați cumpărat, dacă ne puteți spune? Pentru mamă, pentru fată. Înțelegi, ce frumos. Da. Un mesaj dacă e pentru doamne și domnișoare, ce le transmiteți? Multă sănătate și o primăvară frumoasă. Cum a mers vânzarea de 8 martie? Așa și așa. Dar de 1 martie? Mai slab. Vai de mine. Da. Sunt prețurile mari la flori, de ce? Nu mai are lumea bani. Aolea. Nu. Și tineretul tot e plecat afară. Rămân cei mai în vârstă care se uită și pentru 5 bani. Și atunci să înțeleg că clienții noastre au fost persoane mai în vârstă? Nu, de toate categoriile de vârste, dar se vede deosebirea. Care e cea mai mic, să zicem, preț la un aranjament, la un ghiveș, la un asta și care e cea mai mare? De la 15 la 100. Ce s-a vândut cel mai bine și mai bine acum? Zambila, ca în fiecare an. 10 lei. 10 lei. Am înțeles. Spor la bani și mulțumesc pentru doamne și domnișoare. La mulți ani la toată lumea și să rămână. Văd că cumpărați zambile. Sunt scumpe sau ieftine? Cum e anul ăsta? Nu, sunt ieftine. Numai bune de dat pentru doamne. Cât vă costă ghiveci? 10 lei, da. Și ok prețul, nu? Da, este excelent. În anii trecuți cumpărați? Da, mereu cumpăram, în fiecare an, de 1 martie și 8 martie. Și... Da. Văd că aveți aici de unde alege foarte multe foarte, flori. Foarte, da, sunt foarte frumoase, foarte frumoase și la preț convenabil. Și pentru toate buzunarele, nu? Și pentru toate buzunarele, sigur că da. Pentru cine ați luat, dacă ne puteți spune? Pentru fetița mea. Ce frumos! Da. Un mesaj atunci pentru toate doamnele și domnișoarele care urmăresc? Să le dea Dumnezeu sănătate, la mulți ani și o primăvară însorită. Da. Foarte frumos. Mulțumim, da. Mulțumim foarte mult, să rămână și dumneavoastră la fel, să rămână. Un buchet foarte frumos. Bună ziua, da, foarte frumos. Doamna Gardenia mereu face buchete frumoase. Da, într-adevăr, dumneavoastră e renumită pentru sensibilitate, delicatețe și gingășie până la urmă, că de asta venim aici la dumneavoastră. Pentru cine e buchetul, dacă ne puteți spune? Pentru o persoană specială din viața mea, Mihaela. Am înțeles, cu siguranță, Mihaela, dacă o să vadă reportajul, o să rămână uimită. Este nemaipomenit aranjamentul, a cui a fost ideea? A doamnei Petronela. Dânsa este cu ideea, dânsa este cu proiectul. Am înțeles. Să înțeleg că în fiecare an aici a cumpărat flori? Doar de aici, mereu. Doar de aici? Da. Sunt accesibile? Sunt scumpe sau scumpit? Ce părere aveți? Sunt, e prețul pieței. Peste tot e la fel. Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru doamne și domnișoare și la mulți ani și ție. La mulți ani, mulțumesc. La mulți ani, o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți. Un aranjament foarte frumos aici. Sigur, toate trebuie să fie foarte frumoase pentru doamne speciale. Cum merge vânzarea? Bine, bine, slavă Domnului. Să fim sănătoși să putem munci. De treabă avem. O primăvară frumoasă. La mulți ani. Pe 1 martie cum a mers treaba? Sincer, bine, bine. Deci... La fel ca anul trecut, mai bine de anul trecut. Da, așa, noi așa... Așa am simțit, da. Cu ce ați întâmpinat anul ăsta clienții și care ar fi, să zicem, prețul de pornire? Trandafirul, care e floarea zilei, cu același preț de 10 lei,
freziile la Leaua, care e... Și prețurile, vă rugăm, zambile, brânduși. La Leaua cu 5 lei, frezia cu 7 lei. E bine? Număr. Super. Dar ceva... Ce s-au vândut cel mai bine și mai bine până trandafirul, acum? Trandafirul, da, da. Ați luat o grămadă de buchete de flori. Pentru cine? Pentru multe doamne și pentru urările de o primăvară frumoasă, pentru toate fetele și toate doamnele care... Obișnuiți să veniți aici des la doamna Petronela? Da, aproape de fiecare dată. Cumpăr flori. Cumpăr... Ați optat pentru trandafir? În fine. Anul acesta, da. În fiecare an, de 8 martie, optez pentru trandafir. Un mesaj, dacă e pentru doamne și domnișoare, cele care ne urmăresc? Le doresc la mulți ani, o primăvară însorită, frumoasă și să fie sănătoase. Am văzut că vă uitați după flori. Ce vreți să vă luați? Sau cui vreți să luați? Soției. Ce frumos! Și cam la ce flori vă orientați așa? Păi încă nu m-am hotărât. Nu v-ați hotărât? Da. Obișnuiți să veniți aici să cumpărați flori la florărie? Da. Am înțeles. Da. Flori de primăvară, cam spre ce vă gândiți? Sau trandafiri? Trandafiri. Trandafiri. De regulă. Am înțeles. Sunt mari prețurile, ce părere aveți? Obișnuite. Nu ieșite din comun, nu? Nu. Nu vi s-au părut că s-au scumpit? Nu. Nu? E nu. La fel. Am înțeles. Un mesaj, dacă e pentru doamne și domnișoare, pentru că azi e o martie? Sănătate și la mulți ani. La mulți ani și doamne dumneavoastră. Mulțumesc. Cum merge vânzarea? Foarte bine. Cât, cum de ghiocei? 2 lei. 2 lei și s-au vândut? S-au vândut foarte bine. Și pe 1 martie ai fost? Da, da. La fel de bine a mers și atunci? Foarte bine, foarte bine au mers. Cine au cumpărat? Domn, domnișoare? Domn și domnișoare. Te aștept până la finalul zilei să rămâi fără ghiocei. Da, 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 desigur. Ok, un mesaj, dacă e pentru că azi e o martie, pentru doamne și domnișoare, ce le transmiți? Multă sănătate și la mulți ani. Văd că ați venit să cumpărați flori. Spre ce vă orientați? În general îmi plac florile care apar acum, de sezon. De primăvară. De primăvară. Mulabile, exact, practice, exact. Eu, da, exact. Alele. Da. Am înțeles. Cum se vi se par prețurile? Sunt un pic amar pentru bugetul nostru, da, și eu aș considera că pentru ziua asta, dacă toată lumea trebuie să cumpere și să ofere câte o floare, ar fi fost bine să fie un pic mai mici, dar trebuie să ne conformăm după prețuri. După vremurile astea, astea care sunt. Le trăim. Da, exact. Un mesaj, dacă e pentru cei care urmăresc, doamne și domnișoare, pentru cele care ne urmăresc, ce le-ați transmite? În primul rând, multă sănătate, succes în tot ceea ce își doresc să realizeze și la mulți ani pentru ziua de astăzi tuturor. Văd că te uiți după mărțișoare, după flori, după ceva de 8 martie? Da, da, da. Pentru cine? Pentru mine. A, ce frumos, îți cumperi singură? Nu, îmi cumpără iubitul. După că s-a ascuns în spatele meu, să te rog să vii lângă noi, așa. Practic își alege ce vrea de 8 martie, nu? Cu siguranță, da. Am înțeles. Cum vi se par prețurile? Destul de acceptabile. Da, da. Nu foarte. Nu, nu, nu chiar mari. Okay. Da, comparativ cu inflația ce este acum... Eu zic că sunt în regulă. Ok, și la ce te-ai gândit? Ia zi-ne așa, să vedem cu cât îl va costa, să zicem, cadou de 8 martie. Nu chiar mult. Nu? Nu. Mai modest, așa. Da, da, da. Ok, un mesaj, dacă e pentru doamne, domnișoare, ce le-ai transmite? La mulți ani tuturor femeilor din lume. Cu toate că primăvara și-a intrat în drepturi și în piața din Onești au apărut verdețurile, precum urzicile, leurda, spanacul, salata sau ceapa verde, acestea nu sunt la mare căutare. Sărăcia din zonă și-a pus amprenta peste tot, iar oamenii parcă își numără de două ori bănuții din portofel. Mai multe în minutele următoare. Cu cât dați urzicile? 5 lei. Și leurda? 3 lei. S-a vândut, doamnă? Puțin de tot. Puțină? Doar suntem în perioada postului, n-ar trebui să meargă mai bine? Nu sunt bani, doamnă. Nu sunt bani, am înțeles. Ați vândut de 10 lei până acum? Nu cred. Dacă nu sunt, nu este vânzare, nu sunt bani. Da, ce să zicem, înseamnă că lucrurile merg greu. Foarte greu. Ghiocei cum îi dați? 2 lei. Spor la bani. Mulțumim, o zi bună. Dați urși 10 lei. 5 lei pungă. Și se a mers vânzarea? Prost de tot. Rău, a? Nu au oamenii bani? De ce credeți? Au lumea bani. S-au liniștit, a? Păi da. Am înțeles. Ați venit cu un pic de urzici. De unde ați venit? De la Căiuț. De la Căiuț. Și se merită și drumul și taraba aici? Păi da.
Nu se merită, dar ce vrei să faci? Asta e viața, trebuie să câștigăm un bucat de pâine, să o mâncăm, doamnă. Și veniți așa de obicei cu urzici în piața aici, la Onești? Da, venim, că suntem aproape. Am înțeles, am înțeles. Spor la bănuți. Mulțumesc, să trăiești, doamnă dragă. În ultima ședință a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina a ținut să mulțumească public Consiliului Județean Bacău, dar și europarlamentarului Dragoș Benea pentru ajutorul acordat Oneștiului. Este vorba atât de proiectele de la Spitalul Oneștean, cât și cele ce vizează dezvoltarea municipiului Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Astăzi am avut pe ordinea de zi mai multe proiecte, dar din punctul meu de vedere, cel mai important. Unul dintre cele mai importante, ca să nu zic cel mai important, a fost asocierea cu Consiliul Județean și cu Spitalul Municipal. Din punctul meu de vedere. Ședința era cât pe ce să nu se țină și vreau să-i mulțumesc pentru insistențe domnului Cimboieșo. Am continuat ședința și s-au găsit soluții. De asemenea, vreau să mulțumesc dumneavoastră că ați votat proiectul. De asemenea, vreau să mulțumesc consilierilor județeni care astăzi au votat acest proiect. Cu susținerea Consiliului Județean, Oneștiu are în desfășurare mai multe proiecte. Proiecte în valoare de aproximativ 40, doar susținerea din partea Consiliului Județean se ridică undeva la 45 de milioane de lei. Fără acești bani, aceste proiecte ar fi fost aproape imposibil, sau o parte dintre ele ar fi fost imposibil de realizat. Vorbim aici de Calea Industriilor, peste 20 de milioane susținere de la Consiliul Județean. Cofinanțarea pentru realizarea piațetei Casei de Cultură 5 milioane, biblioteca, reabilitarea bibliotecii 5 milioane. Un alt proiect important este calea Caraclăului, și acolo vom primi peste 10 milioane de lei pentru a realiza acel proiect. În perioada următoare lucrăm la Dali pentru drumul dinspre Gura Văii. Tot în perioada următoare va exista, probabil, o asociere și pentru sala polivalentă. Vom primi un sprijin de aproximativ 6 milioane de lei. Sunt proiecte extrem de importante. Dacă nu am fi avut această susținere, cu siguranță anul ăsta introducerea gazelor în cele patru cartiere, Belci, Slobozia, Crucea de Piatră și Borzești, nu s-ar fi realizat. Oneștenii care vor aprinde aragazul sau vor porni centrală trebuie să știe că dacă nu aveam susținerea pentru celelalte proiecte, banii din cofinanțări, banii pentru aceste gaze ar fi trebuit să meargă obligatoriu către cofinanțări, pentru că dacă nu realizăm proiectele europene, în speță piațetă, sala polivalentă și biblioteca, nu asiguram cofinanțarea la aceste proiecte, ar fi trebuit să înapoiem banii și nu mai puteam depune alte proiecte pentru finanțare. Deci, dacă nu aveam susținerea pentru proiectele alea, nu puteam celelalte proiecte să le realizăm. De asemenea, tot în această vară intenționăm să reabilităm trotuarele din zona de sus sau orașului, așa cum bine știți, peste 7 milioane de lei. De asemenea, și aceste bani ar fi mers tot spre cofinanțări. De aceea vreau să încă o dată să mulțumesc consilierilor județeni, să mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, a cărui susținere o avem, care este oneștean, să mulțumesc domnului președinte Valentin Ivancea, inițiatorul acestor proiecte,
Și nu în ultimul rând, poate cel mai important, în mod deosebit, vreau să-i mulțumesc domnului europarlamentar Dragoș Benea, a cărui susținere și deschidere o avem tot timpul în susținerea Oneștiului. Încă o dată mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestor proiecte. Procesiunea Sfintelei Icoane, Bucuria Bisericii. În după amiaza zilei de 5 martie, în orașul stațiunei Târgocna, a avut loc tradiționala procesiune cu Sfintele Icoane din Duminica Ortodoxiei. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, cercul pastoral acoperământul Maicii Domnului din localitate, în colaborare cu protopopiatul Oneș, parohii din zona Văii Trotușului, Asociația Patmos Ator Oneș și grupul de tineri ai parohiei Larga au organizat un eveniment cu dublă semnificație, cinstirea Sfintelor Icoane și susținerea nașterii și a maternității Primașul pentru Viață, activitate specifică lunii martie, Luna pentru Viață. Începând cu orele 16, soborul de preot sub protia părintelui protopop Ion Mârgăoanu, delegatul ierarhului la acest eveniment, a săvârșit prima parte a catistului Bunei Vestiri în Biserica Adormirii Maicii Domnului, pregistar, rostind și un scurt cuvânt despre semnificația acestei zile, apoi în sunet de toacă și de clopot, cler și popor, purtând în mâini icoane, steaguri și pancarde manifest pro-viață, au pornit în procesiunea spre Biserica Buna Vestire Răducanu. După tradiție, prima oprire s-a făcut la Biserica Sfinții Voievozi, unde sutele de credincioși li s-au adunat alte câteva zeci, aflându-i în mijloc pe preoții acestei parohii, preotul Sorin Mihai Postelnicu și preotul Silviu Buducaru. S-au rostit rugăciuni de sfințire icoanelor și s-au împărțit tuturor celor prezenți mici ofrande pregătite cu dragoste de comitetul parohial. Deplasarea către Biserica Răducanu a însemnat ultima parte a procesiunii. Odată ajunși, credincioșii au luat parte la săvârșirea ultimei părți a catisului Bunei Vestiri și au primit cu bucurie cuvintele duhovnicești rostite de părintele protopop Ioan Mârgăoanu, precum și de parohul acestei biserici, părintele Ioan Vasile Panțăru. În încheiere, reprezentantul cercului pastoral din zonă, părintele Andrei Silviu Neicu, a mulțumit chiriarhului locului pentru binecuvântarea acordată credincioșilor prezenți, precum și tuturor celor care au făcut posibil organizarea acestui frumos periplu duhovnicesc din Sfântul și Marele Post. Duminica aceasta este numită în calendarul nostru Duminica Ortodoxiei, o zi în care ne aducem aminte de credința noastră strămoșească, de credința în care ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi de Biserica Dremăritoare, care îndeamnă pe fiii săi să țină predaniile lăsate de Sfinții Părinți. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 9 martie, cerul va fi înnorat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6-7 grade Celsius. Vineri 10 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 17 chiar 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.